Săptămâna aceasta a început un camp de basket la Târgu Jiu cu cei mai talentați copii din România, fete și băieți. Un camp organizat de Federația Română de Basket în acel parteneriat pe care l-a încheiat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Județean. Ne bucurăm că a fost ales Târgu Jiu, mai ales că la acest camp participă și tineri din municipiul Târgu Jiu și la echipa de basket și la echipa de handbal. Sunt antrenori din Târgu Jiu implicați ca și antrenori ai Federației Române de Basket și trebuie pe această cale să-i mulțumesc în primul rând domnului Claudiu Fometescu, târgujeanul nostru care face parte din bordul Federației Române de Basket. Omul care a creat această relație extraordinară pe care noi, prin Clubul Sportiv Municipal, o avem cu Federația Română de Basket. Sperăm ca acest parteneriat să se dezvolte. Faptul că Federația Română de Basket finanțează astfel de acțiuni pentru promovarea tinerilor talentați este un lucru benefic pentru toată lumea și, în primul rând, pentru Târgu Jiu, pentru că sunt zeci de copii, zeci de tineri care în această perioadă se află în municipiul nostru. Noi am pus la dispoziție sala sporturilor, acolo unde se desfășoară antrenamentele. Federația Română de Basket a alocat sumele necesare în așa fel încât acești copii, viitorul, până la urmă, basketului din România, să poată să aibă condițiile cele mai bune pentru antrenamentele și pentru jocurile pe care le desfășoară în municipiul Târgu Jiu.